Bine v-am găsit, copii! La volumul În vacanță, scrisă de Ioan Alexandru Basarabescu. Astăzi citim povestea Aniversarea. Mare fierbere între frați. Hotărârea tatălui era nestrămutată. Astă seară domnul Aurel n-o să stea la masă. Știri rele de la școală i-a trăseseră pedeapsa aceasta neașteptată. De iertare nici nu putea fi vorba. Cine ar fi îndrăznit să se ducă s-o ceară? Și Aurel era cel mai mare. Tocmai el, la masă ședeau acum tăcuți numai ceilalți doi. Din când în când se uitau pe furiș cu sfială la tatăl lor, care nu le vorbea nimic. Ionel era cel mai cuminte și cel mai mic. Niciodată nu supărase pe cineva, n-a râs, n-a vorbit peste măsură niciodată. Acum însă se petrecea un lucru neobișnuit și băiatului era peste putință să mănânce. Simțea o mâhnire nespusă. Cum ar fi vrut să-i se îngăduie să plece și el de la masă? Și cu toate acestea trebuia să se prefacă voios, să se arate că e foame, de frică să nu înfurie pe tatăl său. Gândul lui era neclintit la iatacul lui Aurel, unde Aurel își pășea păcatul, Dumnezeu știe cu cât amar. Cel mai mic zgomot părea supărător acum, intrarea fetei în casă, zângănitul farfuriilor erau parcă rău venite, iar minutele se prelungeau ca niște veșnicii dușmănoase. Tatăl își duse mâna la frunte. Copiii se uitară în ochii lui. El oftă îndelung, dar nu zise nimic. Fără voie, Ionel făcu la fel. Se vedea bine, copilul simțea pe suflet o apăsare. Iubirea, mila de fratele lui mai mare îl chinuia. Ochii se umeziră și tatăl băgă de seamă, dar se prefăcu că nu vede. Ionel, întrebă dânsul, ce ați avut azi după prânz? Cu mare greutate băiatul își stăpâni glasul înecat. Răspunse încet. Aritmetica și citirea. Era prea mult, nu mai putu răbda, fu biruit. Izbucni în plâns și e cumplit plânsul când îl înfrânez prea multă vreme. Erau numai hohote de durere, valuri de lacrimi, dar la copiii buni plânsul e ceva sfârșitor. Te doare să-l asculți, pentru că el e oglinda suferinței adevărate. Ionel, pentru Dumnezeu, ce ai? Taci, ce înseamnă asta? Și mama îi adăposti capul tulburat la piept și mângâia cu drag părul mătăsos, încălzit de suspine. Dar nici plândețea, nici asprimea nu-l mai puteau potoli. În tremuratul buzelor atât a putut să îngaime. Ziua nașterii lui și el stă la arest, nu mănâncă, nu mai e lângă mine ca anul trecut. Nimeni nu-l mai felicită, toți l-ați uitat, ca pe un câine. Noapte bună, copii, să ne revedem cu bine și la alte povești și poezii.